acel moment, va primi din acea clipă titlul și apelativul de rege sau regină, indiferent de poziția familiei ca dinastie domnitoare sau nedomnitoare și indiferent dacă mai târziu va alege să, sau nu să folosească un asemenea titlu sau apelativ. E foarte important. Am văzut avocatul Casei Regale a venit cu niște precizări, că e vorba despre situația în care România a revenit la monarhie. Exact. Mie mi se pare că aici este... la regele Mihai în 1900, la moartea lui Ferdinand, trebuia să se instituie regență, cineva trebuia să semneze, contrasemneze documentele executivului. Dar revenind la statut, regele permanent spunea că asta este o normă internă a familiei și că Parlamentul trebuie să valideze acest statut. Deci cum e? Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Oprea? Mi-e cam greu să spun. Eu am folosit acest apelativ de Regina Margareta pentru că Alteța sa l-a folosit. Adică a fost folosit din primele momente. Nu le-a folosit principesa Margareta, ci apropiații. Da, spus, i s-au adresat din primele momente după decesul regelui? Da, da, da. I s-au adresat apropiații cu Regina Margareta? Regina Margareta, da. E un document pe care publicat de Flux 24. Și ar constata vacantarea tronului. Așa, da. Ne aflăm în termenul de 8 zile prevăzut de articolul 84 din... Constituția din 1923, din martie 23, și în acel termen de 8 zile se stabilește de către Parlament să ia act de ceea ce s-a decis în materie de succesiune. Da, iată o cale mult mai simplă. Da, și dacă Parlamentul ia act de dorința regelui Mihai ca Margareta să domnească. Deci asta Margareta noi o dorim, primește, să domnească, nu Margareta să stea paralelă primește, președintelui. Margareta primește coroana României. Bun, și acum să ne întoarcem la realitatea zilelor noastre și la ce își doresc până la urmă și românii. Ați văzut că principesa Margareta a ieșit imediat după moartea, după decesul regelui, cu o proclamație către țară, exact în ziua aceea cu balamucul, cu protestele pe la Palatul Parlamentului. Deci pare că principesa și-a intrat deja în rol sau simte că ar putea avea un rol în societatea românească după moartea regelui Mihai. Ați interpretat și dumneavoastră la fel ieșirea asta cu proclamația către țară? Da, dar a fost totuși ușor lipsită de de un conținut ceva mai tranșant, de o să vă spun eu, de un mesaj mai clar, da, mai clar, direct. Așa. Eu m-aș fi adresat direct celor două camere ale Parlamentului. Și aș fi invitat să cumpănească asupra posibilității de a se întruni pentru a se intra în normalitate și în legalitate, având în vedere că abdicarea regelui, pe de-o parte, a fost un act abuziv, nu este un act recunoscut de drept, nici instaurarea Republicii nu s-a făcut decât tot printr-un fals, anume printr-o ședință a Camerei Deputaților la care nu era cvorum. Deci au fost o serie întreagă de ilegalități făcute atunci, care fac din instaurarea Republicii un fals. Fals care ușor se corecta printr-o adunare a deputaților și senatorilor. Și încă ceva, nu era nevoie de referendum pentru așa ceva, pentru că regele a abdicat forțat, da? Iar după această abdicare nu s-a făcut un referendum. Vreți sau nu vreți republică? Pe bază de reciprocitate, tot Parlamentul este cel care stabilește dacă
principiul oglinzii constituționale. Vrem sau nu vrem formă de guvernământ, monarhie. Da, haideți să ne întoarcem la ceremonialul de înmormântare, pentru că am văzut multe contestații în zona aceasta. De ce s-a organizat înmormântarea, îngroparea atât de târziu? Ați mai văzut, ați mai auzit, ați mai pomenit așa ceva? Eu ce știu din procedurile religioase creștine e că fața trebuie să fie către apus și privirea către... Nu, e un ceremonial, ceva cu răsăritul și apusul. Trebuie să se vadă soarele. Dar vedeți, asta era întrebarea care vreau eu să o pun domnului Bănescu. Acel comitet guvernamental care a stabilit împreună cu Casa Regală ce fel de ceremonii și vom avea, puteau să aibă un drept la cuvânt. E, în spațiu public se discută foarte mult despre acest lucru neobișnuit. Dar așteptam teologii să se pronunțe. Nu știm noi dacă suntem în măsură să venim și să explicăm oamenilor lucruri care noi personal nu le cunoaștem. Dar dincolo de zona teologică... Eu presupun că asemenea consultări au existat între familia regală și oamenii ai bisericii. Nu văd cum cineva din familia regală ar fi trecut peste sfaturi de natură canonică date de unii și de alții, că vedeți că așa ceva nu se cuvine, că e prea târziu, că așa, și nu ar fi căutat să decaleze ora. Cred că din punct de vedere canonic nu s-au ridicat asemenea obiecțiuni, pentru că dacă s-ar fi ridicat, am fi văzut efectele. Înțelegeți? Nu ar fi făcut greșeala să facă doar de capul lor. Mai ales că... E calinică. Da, sunt duhovnici lângă ei, sunt oameni ai bisericii lângă ei tot timpul. Nu... Bine, dar dumneavoastră nu vi se pare un pic neregulă ora? Adică pe întuneric... Nu o să fie întuneric, pare... o să fie destul de luminat agiorno momentul, ca să zic așa. Nu o să pentru fie la lumina luminărilor. Vrea toți lumină, ca să asigurăm drumul lumină, majestății sale. Drumul va fi luminat. Nu e în miez de noapte, nu e în... E în... De ce nu a fost transportat cu trenul regal? De ce nu a fost pus sicriul pe afe de tun? Trenul regal, după părerea mea, este demonetizat în momentul de față. Prea multă lume s-a plimbat cu el, ca să zic așa. Eu n-aș fi... ținea de tradiția respectivă, la data respectivă, nu? Dar... trenul regal cu care s-a plimbat și Ceaușescu, înțelegeți, e... Adică nu mai are aceeași valoare, aceeași greutate. Nu mai are, de la nu e trenul respectiv. Regal din, de când atunci, din vremea lui Ferdinand de și așa da, mai departe. Că, nu? Regele Mihai a fost un mare iubitor de mașini și... Trenul regal stabilit de la moartea lui Ferdinand nu mai este, din păcate... trenul regal din ziua de astăzi. Adică ne-am mai modernizat și noi. Nici ca să zic așa, Regina și... Maria a murit, a venit bolnavă în luna iulie, la sfârșitul lui iulie, și țăranii de la mine din Banat au aruncat cu apă pe vagoane ca să-i fie reginei mai bine. Dar tot nu era trenul regal. De la Sinaia a fost adusă la București cu trenul regal și... și regina a fost înmormântată destul de târziu, pentru că procesiunea a durat destul de mult și aici. Și la Patriarhie se va termina slujba undeva pe la 1:30-2. Traiectoria, drumul durează, fi pe sub Arcul de Triumf, prin diferite sate, prin care nu poți să mergi mai mult de 50 la oră. De ce nu e ceremonial militar, înțeleg? Este ultimul mareșal, nu? Nu este ceremonial. E de presupus că va fi un ceremonial militar în față. Nu e trecut în program. Și atunci, dacă nu e trecut, putem să presupunem că nu e, nu?
Se poate improviza, bănuiesc. La regină a fost în față. Da, în fața a fost. Palatului. Da, asta au tras și a fost... Da, acel moment, acel ceremonial militar din față, de când este scos corpul neînsuflețit în afara palatului, da, și pus în piață. A să înțelegem că asta este în sarcina autorităților și n-au mai trecut cei de la Casa Regală toate aceste probabil asta intră în sarcina militarilor. Da. Mă gândesc că asta intră în sarcina militarilor, inclusiv depunerea pe afetul de tun, care va avea loc, foarte probabil, în acest ceremonial militar desfășurat în fața Palatului Regal. Da, de la 10:45 de sâmbătă. Și va fi pus un afet de tun. Eu știu că cei de la Cultul Eroilor, de la Ministerul Apărării, sunt extrem de chițibușari, aș spune, în a respecta procedurile. Toate aceste proceduri care țin de rangurile militare. Și dacă asta căzând în sarcina lor, eu mă îndoiesc că vor omite ceva gen afetul de tun pentru că a fost mareșal. Știu, cu certitudine ei știu acest lucru și căzând în sarcina lor, se vor ocupa. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, domnilor, și apoi vorbim și despre marea împăcare, înțelegem, în Casa Regală, pentru că regele, mă scuzați, avocatul acestuia, Radu Enache, Casa Regală i-a răspuns fostului principe Nicolae la adresa prin care cere să-i se comunice detalii privind demormântarea regelui Mihai I, precum și poziția sa la funeralii. Era nevoie de acord, adică în mod normal ai nevoie de acordul familiei să te duci la mormântarea unei rude, dincolo de toate titlurile astea, suntem oameni, nu? Pentru că în programul funeralilor era o trecut o perioadă de în care publicul nu are acces și, de exemplu, la Castelul Peleș, doar familia, reprezentanții statului, ai armatei, instituțiilor publice, casele domnitoare care vor să participe, și era vorba despre partea privată a înmormântării, de exemplu, la Curtea de Argeș, acolo nu are acces publicul. Calinic s-a îngrijit ca acel gard să fie la o distanță foarte mare. Dar publicul, dumneavoastră vă referiți la cetățenii de rând, da? Din calitatea de nepot, nu cred că te poate decade nimeni. Cred că aseară pe Facebook îmi puneam întrebarea ce se întâmplă în lumea monarhiștilor, ce se întâmplă dacă prințul oricum participă la funerarii, ce-i de făcut. Și cred că i-au speriat să nu se întâmple încă un dezacord și să ia amploare o altă tensiune, o stare de tensiune, și așa cum am apelat la înțelepciunea principesei în urmă cu 3-4 zile și la postul dumneavoastră de televiziune și în alt, s-a gândit că e mai bine să-l aibă pe principe, pe prinț acolo în mijlocul familiei și în ordinea de... Ca să nu mai fie scandal, dar să nu mai fie scandal în presă. Dar e posibil, domnule Ghilezan, domnule Oprea, să asistăm, nu știu, la persoane care să meargă acolo și să zică, să strige, trăiască regele, de pildă? De exemplu, prințul era trecut în ordinea de precădere. Ordinea de precădere era acea ordine internă în care cum se așează la masă sau când se duc la un eveniment, intră prima dată regele, regina, principesa, da. Și în ordinea de precădere era trecut și prințul Nicolae în această ordine. Și el vrea să fie sigur că va putea participa la alături de familie la toate serviciile religioase și la tot ce se va întâmpla la palatul. Deci să înțelegem că cei de la Casa Regală și-au asumat că au greșit atunci când i-au restricționat accesul lui Nicolae în Elveția la căpătoile regelui, cât încă era în viață? Pentru că principesa Margareta a vorbit că în mesajul transmis națiunii române că a învățat de la tatăl ei împăcarea, liniștea și iertarea. Iată că a dat un prim exemplu că poate să și ierte. Acest lucru este de salutat, că a trecut peste resentimente. Urmează să vedem când își va retrage plângerea de la poliția din Obon,
pentru că în cazul în care nu își retrage plângerea, va trebui să apară în fața judecătorului de instrucție împreună cu prințul Nicolae. Vă dați seama că judecătorul nu poate lua decizie fără cele două părți să fie prezente. Vă dați seama ce penibil va fi. Penibil. Domnule Oprea. Într-adevăr, e un gest de normalitate, ce să zic. După acel circ făcut la Obon cu principele împiedicați să meargă la bunic, cred că au tras și învățămintele din reacțiile extrem de negative care au fost față de acest gest. Credeți că vor reveni și asupra deciziei de a-i retrage titlul lui Nicolae? Ar și fi și firesc, pentru că nu i s-au comunicat motivele retragerii acelui titlu. Plus că acel Consiliu Regal era format doar din 3 persoane. Deci nu era reprezentativ. Nu există semnătura holografă a regelui Mihai. Acum, nu știm dacă, să spun așa, pe proceduri poate fi atacată această retragere, atâta vreme cât s-a invocat tot timpul că asta a fost dorința regelui. Ci pur și simplu că i se redă demnitatea da, mai sau nu. Regele sau Mihai. Oricum, prinț te naști prin naștere, de aia și spunem prințul Nicolae. Care este procedura, domnilor, românii? Că înțeleg că vor putea să meargă la Palatul Regal, nu? Da. Să-i aducă un ultim omagiu. De miercuri de la ora 21. Vor reuși să-l și vadă sau va fi închis sicriul? Sicriul va fi închis. Da, și va avea seama regal ca și la regina Ana. Publicul va putea, începând de miercuri, de ora 21 până la ora 24 și de joi dimineața de la ora 8 până seara la 22 joi și vineri același program, iar sâmbătă la 10:45 se așteaptă prezența unui număr de câteva sute de mii, cred eu. Cred că va fi ceva similar cu moartea, cu mormântarea lui Corneliu Coposu din 1995, când în piața Palatului au fost câteva sute de mii de oameni la serviciul religios. Da, o să vedem sâmbătă. Domnule Oprea, sunteți istoric și aș vrea să mai discutăm puțin, pentru că s-a vorbit foarte mult despre momentul plecării regelui cu trenul plin de aur și de tablouri și de... Haideți să explicăm, pentru că mulți oameni, eu cred că încă au rămas cu ideea asta în cap. Am recitit amintirile regelui din împrejurările plecării și regele spunea că au fost însoțiți în permanență și el... și regina mamă și regina Ana și că n-au de pildă regina mamă la un moment dat a fi vrut să ia o scrumieră cu valoare sentimentală și a fost împiedicată să ia acea scrumieră. Deci au plecat, practic, cu valizele, cu haine. Ceva haine. Și Hot News a publicat chiar ieri fotografia cu acele valize, erau 4 sau 5 și nu puteau să încapă în acele valize tablouri de milioane de dolari. Da, să le dăm și noi imaginile cu valizele regelui. Bun, dar s-a bătut foarte mult monedă pe povestea asta, că a plecat cu foarte multe bogății din țară, că a fost foarte multă propagandă mincinoasă. A fost o propagandă mincinoasă, făcându-se această propagandă pe printr-un palimpsest, adică s-a lipit plecarea regelui Carol, care într-adevăr a plecat cu colecții de tablouri destul de valoroase,
Și a fost basculată această imagine peste 10 ani în sarcina regelui Mihai. Amintirile erau proaspete, lumea a fost foarte ușor de dezinformat. Iată, și regele Mihai face la fel ca tatăl său. Ce i s-a admis? Cele patru mașini, nimeni, Ford. Nimeni nu putea controla informația de securitatea trenului, adică tot ce s-a introdus în tren, tot ce a fost un proces se putea verbal. Introduce în tren. S-a ocupat personal Alexandru Nicolski, cel care avea să devină șeful adjunctul securității, adjunctul șefului securității, și era conducea pe atunci corpul detectivilor din siguranță, fusese agent în KVD cu gradul de capitan, racolat ca agent în KVD și pregătit ca agent în KVD la Cernăuți între 1939 și 1940, prins în 1940 când încerca să treacă frontiera în România cu misiuni de spionaj cu un nume fals, Ștefănescu Gheorghe, condamnat de un tribunal militar și închis la Aiud, alături de alți spioni sovietici, printre care și Pintilie Gheorghe, cel care avea să devină șeful securității. Nicolski nu era deloc îngăduitor și sunt foarte sigur că s-a purtat și cu câtă brutalitate a putut, adică fără prea mari menajamente. În atare situație, vă dați seama că lucrurile au stat cu totul altfel decât au fost ulterior povestite. Și plecarea nu a fost una în văzul lumii. Așa că foarte ușor s-a putut croi, destul de repede după momentul plecării, această legendă cu care regele care a plecat oameni. Cu... Mai avem puține minute din această emisiune și aș vrea să vă întreb, domnilor, de ce credeți, din punctul nostru de vedere, că regele a decis să-și trăiască ultimii ani și să moară departe totuși de România. E adevărat că n-a avut voie să vină în țară foarte mulți ani, dar putea să se întoarcă de 10, de 15 ani, putea să se întoarcă, putea să trăiască în țara asta. În 2013, la un garden party, fără să aibă bodyguards în jurul lui, au apărut smartphone-urile cu telefoane, cu fotografii și toată lumea se înghesuia să-și facă selfie cu majestatea sa. A vrut liniște în Elveție? Nu, și la un moment dat mi-a spus, uitați pentru ce am venit. Mă întorc în Elveția, mi-am rezolvat misiunea. Deci el permanent spunea, vin în țară să mă îndeplinesc misiunea. Deci a treia domnie. Nefiind abilitat de către națiunea română, de către Parlamentul românesc să domnească, pentru că el la 6 ani, când a întrebat-o pe Regina Maria, dar oare dacă sunt rege acum mai pot să mă joc, și era pe prima pagina lui The Times, cea mai mare publicație a lumii la acea vreme, normal că el deci a vrut să domnească. Deci era un militar să stea în România fără să fie rege? Asta spune... Păi nu să facă poze, că nu era misiunea regelui să facă poze cu oamenii. Da. Mulțumesc foarte mult. S-a terminat emisiunea, din păcate. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu B1 TV, urmează știrile prezentate de Georgia Simionovici. O seară plăcută să aveți!